Guerilla Camp. Business liberat de Telecom, accelerat de Dacia, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, dragilor! Iată-ne din nou la Guerilla Camp Live, interviurile cu care v-ați obișnuit deja. Astăzi, în fața dumneavoastră și în fața tuturor, iată, vine Elena Ovreiu și al ei Live Care, businessul de aici din guerillacamp.ro. Bună, Elena! Bine ai venit! Bună, Sorin! Bine te-am găsit! Elena, toată lumea știe că tu pregătești un dispozitiv medical, mai exact un soi de plasture care în principiu ar trebui să colecteze niște date despre pacient și să facă munca atât doctorilor cât și asistenților un pic mai ușoară. Întrebarea de primă mână, cum ar veni așa, care vine în întâmpinarea întregii idei, e fix asta. Cât de mult scutește din timpul alocat consultărilor acest dispozitiv pe care voi de la Life Care vreți să-l puneți pe piață? În urma discuțiilor pe care le-am avut cu spitale din țară și cu personalul medical, ne-am ajuns la concluzia că acest dispozitiv va reduce cu o treime numărul de ore pe care o asistentă medicală, practic ziua ei de muncă, va fi... Activitățile acestea manuale care sunt făcute pentru a măsura parametrii vitale ai pacientului înseamnă o treime din timpul din ziua de muncă a asistentei medicale. Deci, practic, o treime se face reducerea. Ok, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Lasă-mă să te întreb, ce fel de date colectează dispozitivul pe care voi încercați să îl puneți pe piață și cât de sigur sunt datele alea stocate undeva? Acum, mai nou, toată lumea are teamă de a nu-i se fura tot felul de elemente private din viață. E, în contextul ăsta te întreb. Device-ul nostru va colecta atât parametrii care acum sunt colectați manual de către asistentele medicale, de către personalul medical, dar și parametrii care momentan nu au cum să-i detecteze. În prima categorie de parametri pe care sunt măsurați manual și valorile lor trecute cu pixul pe foaie și grafice trasate manual, un fel de data analysis, dar trecut manual cu mâna, practic, pe foaie, mi se pare foarte rudimentar, de asta și râd, ar însemna temperatura corpului pacientului, temperatura externă, ar însemna activitatea electrică a inimii, acea electrocardiogramă, care acum este făcută la fel manual și este făcută la momente discrete de timp, adică o dată de două ori pe zi. Iar parametrii care nu pot fi momentan niciun fel cuantizați, doar vizibil de către asistenta medicală, sunt poziția corpului pacientului, pentru că sunt cazuri în care pacienții nu se ridică din pat și sunt pacienți care au fost operați și atunci mobilitatea lor este redusă și această mutare a pacientului de pe parte pe alta trebuie făcută de către asistenta medicală. Detectează de asemenea și dacă pacientul cade sau nu, și pentru pacienții bătrâni sau cei cu probleme neurologice se întâmplă frecvent să cadă. În momentul acesta personalul medical doar vede sau află de la colegii, de la pacienți ceilalți, că a căzut pacientul, dar nu primește nicio notificare, nicio alertă pe telefon că în salonul X pacientul Y a căzut. Și astfel se poate interveni cu acest device, se poate interveni în timp real. De asemenea, device-ul mai monitorizează și în timp real locația pacientului în spital, este ca un GPS, dar pentru spital, și aceasta este o informație foarte utilă atât pentru pacient, pentru pacienții care suferă de probleme neurodegenerative. Se întâmplă frecvent să iasă din spital, să nu știe să mai întoarcă în salon și atunci localizarea lui este făcută în timp real, dar ajută și managementul spitalului ca să îmbunătățească sistemul de management overall. Se știe în ce departament, cât timp s-a pierdut într-un anumit departament, de exemplu, pacientul este mutat de la sala de la urgențe la radiologie. Se știe exact cât timp s-a pierdut acolo și astfel se pot extrage concluzii unde ar trebui să aloce mai mult personal sau unde mai mult echipament medical sau... Și mă refer la clinicile private care își doresc să îmbunătățească acest management și calitatea serviciilor. Glow. Advanced Heating Technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea! Ok,
mulțumesc. Ideea e în felul următor. În momentul ăsta sunt absolut convins că întrebarea următoare stă pe buzele tuturor. Ce fel de oameni și dacă sunt oameni interesați de această inovație, de noutatea pe care o aduce produsul vostru? Și, evident, cea mai adâncă și cea mai importantă întrebare, când estimativ ar putea să apară dispozitivul? Da, am stat de vorbă cu diferite voci din domeniul medical din România care sunt interesați de acest, de a implementa această soluție în clinicile sau spitalele pe care le conduc. Sunt trei mari categorii de oameni interesați și de locuri în care acest device poate fi folosit. Evident, sunt clinicile private. A doua categorie sunt centrele de bătrâni, pentru că acolo monitorizarea acestora este esențială. Sunt bătrâni care nu comunică cu medicii și atunci medicii trebuie să extragă cumva aceste informații pe care nu au altfel decât prin monitorizarea continuă a pacienților, a bătrânilor. Și, evident, mai sunt și spitalele de stat, unde este o lipsă de personal medical și este util, foarte util, să venim cu această soluție, să putem să ajutăm personalul medical. Dar aici este vorba de o aprobare dată de minister și aici sunt alți factori de care avem nevoie ca să putem să implementăm această soluție. Dar este interes și acolo, evident. Și estimativ putem să zicem ceva de când ar putea să apară sau în ce stadiu se află momentan dispozitivul, ca să ne facem o idee așa, un tablou. Planul nostru este ca dispozitivul să apară într-un an, evident, ca să putem să urmărim acest timeline și să putem să fim pe piață într-un an, avem nevoie de o investiție, de o investiție de aproximativ 100.000 de euro. Dacă vom primi acești bani, evident că ne vom mișca foarte repede și lucrurile se vor întâmpla mult mai repede. Păi baftă atunci, pentru că eu asta vă doresc. Pe de altă parte, vă transmit că trebuie neapărat să intrați pe guerillacamp.ro, pentru că acolo găsiți toate cele 14 business-uri pe care le avem noi în camp și pe de altă parte, acolo puteți să și vedeți fiecare business în parte, cu ce se ocupă și cu care sunt, nu știu, ideile către care se îndreaptă. Așadar, voi online, ție baftă în continuare. Elena, mulțumesc și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Unul din 15. 15 pentru România. În Guerilla Camp. Parteneri HP și Aqua Carpatica.